Azi dimineața când am ieșit la plimbare cu cățelul meu, am găsit acest amstafel pierdut fără nimic de identificare. Și înainte de a ajunge la veterinar cu el pentru a citi microchipul, pentru că iubesc rasa aceasta, am zis să vă zic niște lucruri pe care poate nu le știați despre amstaf. În primul rând, numele înseamnă American Staffordshire Terrier. Sunt niște câini excelenți pentru familii și familii cu copii, da. Energici, mușchiuloși, după cum se poate vedea, de o talie aproximativ medie, au nevoie de mișcare zilnică. Sunt extraordinar de loiali și curajoși. Deși numele este American Staffy, ei sunt originari din Birmingham, Anglia. Sunt foarte sociabili și trăiesc în medie între 10 și 12 ani. Au nevoie de educație, dar vor fi niște câini minunați. Și pentru că mai avem de lucruri de spus, dă follow pentru partea a doua.